Noul act legislativ s-a născut greu, iar reușita se datorează disponibilității la dialog și consultare a ministrului antreprenoriatului și turismului și grupului tehnic de lucru, deoarece modul insistent, principial și profesionist al acestora a determinat finalizarea actului normativ, specifică reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc într-un comunicat de presă. Fostul ministru Claudiu Năsui prevăzuse în PNRR ca 50% din fonduri pe componenta C11, turism și cultură, să fie alocate consultanților pentru a înființa OMD-urile. Lucian Stanciu, vicepreședinte FPTR, a declarat pentru 1TV că banii urmau să ajungă la câteva firme de casă care servesc interesele unor lanțuri hoteliere și companii străine. Federația Patronatelor din Turismul Românesc, respectiv reprezentanta industriei hoteliere din România, salută aprobarea ordonanței de urgență privind înființarea OMD-urilor. Deși s-a născut cu greu, deși a avut parte de opoziție din partea unei alte părți a industriei ospitalității, până la urmă, mulțumită eforturilor și mulțumită bunei conlucrări cu ministrul Cădariu, ordonanța de urgență a ieșit în așa fel încât să fim siguri că banii care vor veni pentru turism vor fi cheltuiți pentru turism, nici de cum pentru firme de consultanță și alte cheltuieli fără relevanță în dezvoltarea turismului. Federația Patronatelor din Turismul Românesc, singura federație patronală reprezentativă la nivel de ramură turism, roagă reprezentanții ministerelor implicate în gestionarea fondurilor din PNRR pentru înființarea OMD-urilor să nu aloce fonduri pentru consultanță și să redistribuie sumele pentru constituirea primelor OMD-uri locale, județene și regionale. La nivelul Comitetului Director al FPTR se vor constitui 3 echipe de specialiști pentru a acorda consultanță gratuită angajatorilor și primăriilor pentru înființarea OMD-urilor locale, se mai menționează în comunicatul de presă al Federației. Ori acum, având în vedere legislația foarte clară, reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc consideră că pentru a înființa OMD-uri este suficientă colaborarea cu un birou de avocatură. Declarații incendiare ale vicepreședintelui Federației Lucian Stanciu despre băieții deștepți care au pus ochii pe banii din PNRR pentru dezvoltarea turismului puteți afla vizionând emisiunea de la A la Z pe pagina de Facebook a 1TV sau pe YouTube.